σπάξει λαλουάτ. Να παμαρίζουν τα τέλη. Σε ρεάλ σου είναι πρέκνισμο του παντού επίσης. Intră în apa mării și nu te teme, ai să-mi veță noți printre sirene. Ok, deci bun, numesc sunt Matey și bine v-am regăsit la un episod. Deoarece YouTube-ul a nebunit, efectiv, cu serialul Andrei Gogan Sirenele. Astăzi, băi, o să reacționăm la cele mai amuzante mimuri cu sirenele. Netflix, ce mă, Netflix? Te-am uiți pe Netflix în 2020, frate, ai sirenele pe YouTube, e plin YouTube-ul de sirene. N-ai plin, e plin Instagram-ul, e plin TikTok-ul, e plin peste tot de sirenele, frate. Și avem, avem content. Și o să râdem, bro, de tot, pentru că am ales niște mimuri amuzante. Dar înainte ca să începem, știu că mulți dintre voi nu ați apăsat încă pe butonașul aceea de like. Așa că o să aștept puțin până apăsați voi pe butonașul aceea de like ca să putem să începem. Hai, mă, apasă-l. Ăla-i, mă, l-ai apăsat. De asemenea, dacă vrei să intri în cea mai unită comunitate de pe YouTube-ul românesc, și anume comunitatea renilor, ai 5 secunde să te abonezi acolo. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, bum, bravo ție. Niște aplauze acolo. Dați un follow pe Instagram că este acolo cele mai nebune chestii de ale mele, cele mai șmechere story-uri, cele mai șmechere poze, cel mai șmecher băiat. Dar îți spun, 18 mimuri plus încă unele de pe TikTok, fraților. Avem o serie de multe mimuri, de vreo 19-20 de mimuri. Așa că hai să începem. Primul e de la Muse. Ricky. Și Andra știu ce era. Și că sunt dezbrăcat și în momentul în care au zis sunt dezbrăcat. În momentul în care au zis sunt dezbrăcat s-a întors în și acum se întoarce. Bun. Hai să vedem următorul. Bun asta. Wow, parcă mi-ar fi citit gândurile. Cei care nu știați, dacă nu știați, știi că e treaba asta ca și când mama Andrei Gogan ar vorbi ca un robot, știi? Și de asta e asta cu wow, parcă mi-ar fi citit gândurile. Știi? Hai să... Da, am nevoie de tine pentru un proiect la școală. Și-a dat teleport, și-a dat teleport, ești prost. tare asta, tare, hai să vedem. Bun, mă, bă, chiar sunt tari, sunt scurte, dar sunt tari. Ok, asta e cu Among Us, bet. Jocul ăsta Among Us a rupt efectiv tot, n-aveți ce. Spuneți-mi în comentarii dacă vă jucați Among Us, pentru că sunt chiar curios. Vă jucați Among Us? Băi, eu, în efectiv, în ultimul timp chiar am jucat destul de mult Among Us, adică... Hei, ce faci pe telefonul meu? Da, aici, sabotaj la reactor. Și că, hei, ce faci pe telefonul meu? Hei, ce faci pe telefonul meu? Tare, bună și asta. Bă, dar o fac robot pe săraca doamna Gogan. Vreau să menționez că n-am nimica cu doamna Gogan. Dar o fac pe femeie, săraca femeie, o fac robot. Uitați ce fac. Bună, fetelor, fiți atente de ce v-am spus. Selena m-a întrebat despre sine pentru un proiect la școală. E ca și când ea vorbește cu Transformers, cu Bumblebee și cu Optimus Prime. Îți o eliminăm. Au eliminat-o, bă, nu pot să cred. Iar, uite-l pe Ricky, uite-l pe cum aleargă Ricky. Fuck, și l-a luat killerul. Bun. Blue kinda sus, Ricky kinda sus. Eu, 16. Și ele tot la 6. Și ele tot la fel, împlinesc toate 16 ani. La ora 6? Da. La ora 6. Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg. Ok, hai să sărbătorim, sărim toate la ora 6 în piscină. Da. Cine efectiv așa sărbătorește? Suntem toate născute odată? Da. Hai să sărim toate la ora 6 în piscină. Da, super. Ok, hai să sărim. Mai încolo. A, deci atâta. Hai să sărim la 6 în piscină. Gata, ne vedem mai încolo. Pa. Bă, cât de tare. În acel moment. Hey, Ron. Hey, Billy. Hey Ron, hey Billy, ăla a picat efectiv în casa omului, și că hey Ron, hey Billy, ha, sirenele, te uită-l pe regele Triton, pe Triton ești nebun, sirenele, și e Dorian Popa cu cheluțul, sirenele,
Cât de tare. Vezi, de altfel, dacă voi mai aveți, puteți să mi le trimiteți în, pe adresa de Instagram, mimule, pentru că dacă prinde acest videoclip și vă place foarte, foarte tare, poate facem partea a doua, așa că trimiteți-mi pe Instagram dacă aveți. Și dacă, de exemplu, vrea un creator să colaborăm, poate să-mi trimită, poate să-mi dea DM. Le-a transformat pe cele 3 fete de 16 ani în sirene. Exact ca în basme, exact cu coze adevărate. Cu coze adevărate, cică? Hai că cu coze adevărate, hai că știu mimul ăsta, ăștia știu. Exact ca în basme, cu coze adevărate și hai. Direct găsești pe FinFan. La 54. Bă, totuși, $54 e ceva. Serial Sirene Preacniș, bă, după 2 episoade. Hai să-mi vezi să noți printre sirene. Uite-l pe Ian. Ia uite-l pe Cătălin. Bă, voi imaginați, voi vă imaginați să dansez UK Drill, să dansez ca Pop Smoke pe astea? Pe faleze laurii, ai să-mi faci o floare cu un colibri. Intră în apa, mă. Intră Ricky în casă. Ziasu, vine jandarmeria după Ricky. S-a terminat, băieți, cu asta. Bate ceva la ușă. Ești ok? Pot să vin să te ajut? Nu pot să mă vezi, sunt dezbrăcată. Care știți asta? Care știți mimul ăsta? Înțelegeți voi asta. Uitați-vă la fața lui Ricky. Pac, pac, pac. Sirenele. Da, adevărat. True. Alegeri locale 2020, exit poll primăria capitalei. Dorian Popa, 47. Andra Gogan și Alexandru Tifu. Sireni. Sirene. Și câte amintiri frumoase avem împreună. Câte amintiri? Mai știți prima oară când ne-am transformat? Când ne-a văzut vărmii la piscină. Hai, Miluț! Când credeam că suntem urmărite. Fetelor, și voi simțiți că ne urmărește cineva? Nu prea cred. Păcat că nu mai suntem. Bun! Foarte tare. Bun, și-am mai găsit ceva ce mi-ați mai trimis voi de pe TikTok. Mi-ați trimis de pe TikTok acest TikTok de la Robbie One, care are efectiv 165.000 de like-uri, frate. Și hai să vedem intro-ul de la, zice aici că intro de la apa mării, doar că pe manele. Hai să vedem. Intră în apa mării și nu te teme, să înveți să nu-ți printre sirene și să nu mă mai jur pe ai mei copii. Sunt pe plajă și mă arde soarele. El e pe plajă și îl arde soarele și e pe acolo lângă bloc. Intră în apa mării și nu te teme, hai să înveți să nu-ți printre sirene și să nu mă mai jur pe ai mei copii. Sunt pe plajă și mă arde soarele. Intră în apa mării. Tare, bă, tare, foarte tare. Da, mă, băieți, deci cam asta a fost cu episodul de azi. Eu am fost Matey. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți brașul acela de like, să-mi trimiteți pe Instagram dacă mai vreți episoade de genul acesta. Și în primul rând, să vă abonați la canal, pentru că nu uitați, intrați în comunitatea Railor, cea mai șmecheră comunitate pe YouTube. Eu am fost Matey și v-am pupat. Hey, Bill, I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in a mood for a change up. I leave the city and return with my change up.